Eu, pentru mine, familia asta e sfânt. Nu se compară cu absolut nimic. Asta e cel mai puternic sentiment, asta e cel mai puternici persoane, nu familia. Și tu nu înțelegi, păi, dar de ce eu nu pot să fac o relație? De ce la mine nu se primește aici cu băieți? De ce eu dau peste nebuni? De ce eu răbd ceartă, eu răbd, nu știu, bătaie, că nici cineva să mă jignească? Pentru că tu așa ai crescut, pentru că tu asta ai văzut când erai mic. O jumătatea asta de an am primit atâta hate, cred că atât am plâns și mi-a fost dureros. Eu zic, dar cu ce am meritat eu? Nu-i greu să dai un bună zi, o să-i spui mulțumesc. Să aveți o zi bună. Și tăi să vezi cum automat omul altceva se la tine. E că asta e fericire. E că asta e sensul vieții. Nu, fericirea nu e în bani sau în lucruri materiale. E în oameni. Salut, mă numesc Gabi și vorbim la 1 noaptea. Eu mereu am simțit că locul meu este aici acasă. Eu nu am putut. Eu 10 ani am trăit peste hotare și cu tot ceea că eu aveam familie, aveam mamă, frate, bunică, unchi, prieteni. Eu am suferit. 10 ani am suferit peste hotare. Nu știu, sau sunt eu așa patriot de marea țării mele, sau... Nu știu, n-am putut. Iată, eu știu că eu sunt aici. Eu pot niciodată să nu plec de aici. Uite, te jur. Nu trebuie mie nicăieri, nici o călătorie. Eu știu că eu sunt acasă. Lasă toți ai mei să vină la mine. Dar eu pot să nu ies de aici. Și lumea niciodată nu m-a înțeles. Eu când m-am întors acasă, toți mă întrebau, Gabi, cum? Nu cum? Tu din Italia, din Roma, tu te-ai întors acasă? Și zic, da, asta e cel mai frumos loc. Asta e casa mea. Oamenii, tot e foarte simplu, tot e foarte compact, mic, tu te cunoști cumva, tu ești la tine acasă, pentru că tu mereu peste hotare să fii străin, să ai tu și cetățenie și familie, tu oricum ești străin în țara ce. Asta este părerea mea. Frica mea în viața asta e că eu nu cumva să pierd pe cineva pe care îl iubesc. Eu nu mă tem eu să mor. Toți să murim. Mâine, pui mâine, în altă zi, oricum, totul are un început și un sfârșit. Dar eu mă tem de momentul în care eu îmi sper pe cine eu iubesc. Iată, eu nu pot, eu... Și știi, cumva, noi suntem ceea ce gândim, dar frica asta eu nu o pot scoate din mine. Ea este undeva adânc, așa pusă pe policiară. Îți dau un exemplu. Eu m-am mutat din Italia. Eu deja nu mai circul atât de des acolo. Cât trăiam în Italia, eu aveam grijă cumva de frați, în sens că nu ieși afară, nu mânca asta ca să ție rău. La mine mama e cumva, e așa, e mei. Da, lasă că copchii, că nu știu ce. Eu sunt cumva, nu știu, mai repede într-un panic, eu să fie atent, Doamne ferește, nu se lovească. Și în momentul când eu am plecat din Italia, eu mă simțeam obligată să sun pe mama de 3 ori pe zi, să o întreb, tăt, e bine? Sau e că când mama îmi spune că vara, iată, noi ai venit la plajă cu copiii, zic, mam, te rog frumos, uite, nu le da voie singuri, sunt între mari, mam, te rog, dă-mi voie să lucrez azi. Eu nu vreau să stau cu grija voastră. Ia că asta e frica, nici nu de mine, nu, de ei. Pentru că asta e ceea ce eu am mai scump. Asta e familia mea, asta e sângele meu. Minim unici oameni care pot să mă manipuleze cel mai mult asta, frații. Pentru că noi avem o diferență de vârstă foarte mare între noi. 10 ani, 13 ani și 17 ani. Mai ales ăsta mititel el vine și... Eu parcă aș vrea un telefon. Gata, mâine mergem, eu nina să îmi plătesc comunalele noastre, noi cumpărăm telefon pentru că tu vrei. Și eu nu știu, e bine asta, nu e bine, dar nu așa-s eu, așa-s. Da, asta e dragoste necondiționată. Pentru că eu cred că eu niciodată n-aș putea. Eu aș putea să mă supăr pe moment. Când te aștept de 20 minute și tu n-ai ieșit. Sau deși tu asta ai făcut. Dar asta știi ca un fel ca o dragoste parcă care o au părinții față de copii. Iată eu așa pentru deși. Eu nu știu ce o să fie când o să am copii. Eu cred că acolo în genere e fisio. Ia vașa. Eu nu știu. Nu știu. Deja când s-a început toată treaba asta cu Instagram-ul. Uite-te că ai celulită. Sau uite-te, e fostul tău Petrică și nereasă și-o găsit frumoasă și slabă și înaltă, dar tu cu atâta un metru și cu chișoarele este așa. Normal că asta îți creează complex. Nu n-ai cum să nu-ți creezi complex. Cât de sigur tu n-ai fi pe tine, oricum pe tine asta afectează. Și niciodată n-a să înțeleg oamenii care spun că pe mine nu m-a afectat, te afectează. Tu nu vrei pur și simplu să admiți. Tu îi duci acasă și tu te gândești de 100 de ori la ce știi ți-a spus. Sau când oamenii, nu știu, bărbații din viața ta, poți să-ți arunci o frază, tu la timp te-ai uitat? Omul care, băi, stai alea.
aici, da, aici doare. Ajungi să cântărești 40 de kg, ajungi în spital, eu trebuie să fiu slabă, eu trebuie să arăt așa că eu, că să demonstrez cuiva, nu să demonstrez mie, că asta și mi-e mare problemă. Că noi tare multe le facem pentru a demonstra cuiva. Nu. Băi, te că eu am o zghine, 53 de kilograme mele, 51, sorry, 51 de kilograme, dar eu sunt ok. Da, eu nu sunt perfectă. Da, eu știu că este loc de mai bine, eu pot mai bine, dar eu sunt ok. Pentru că eu sunt sănătoasă. Sănătoasă. Eu mă simt bine în corpul meu, eu mă simt bine. Eu înțeleg că eu nu tare slabă și cu picioarele lungi, n-ați pot mâine să mă duc să ne le întind sau să-mi fac mâinile slabe. Eu sunt așa și cât nu m-aș chinui, eu nu mi-o n-a să ajung să arăt e ca așa de slăbuță. Pentru că așa e inferior, eu să am cu tata, picioarele, mâinile. E ca la tata, așa am luat, nu știu, fața, evident. Am trecut peste chestiile astea încet, încet. Nu pot spun că foarte ușor. Eu până zile de azi, tu n-ai să observi la mine o poză mai eu cu bretele. Pentru că mă complexez de mine. Eu niciodată n-am să mă duc la o sărbătoare. Vara, tu n-ai să mă vezi în maio așa, tu ai să mă vezi în maio așa, tu ai să mă vezi în cămașă deasupra la maio. Pentru că cândva cineva mi-a băgat niște complexe. Trebuie să te accepți, trebuie să te iubești. Pentru că atunci când tu începi să te iubești pe tine, lumea altfel te privește. Eu cunosc femei cu forme, așa și cu burtică, dar ele... Și aici nu e vorba de doamne și de încredere. Ele se iubesc. Nu, ele s-au acceptat cum ei, așa cum ele sunt. Măi, știu să dâns și le zici, doamne, și frumoasă femeia asta. Și vii acasă și zici, ce de proastă, nu, belin, eu sunt jumate ca dânsa și nu, deși eu nu pot să mă... E ca așa, să fiu ca dânsele. Știi, body positive, asta e, băi, că n-ai forme. Dar când tu te uiți pe TikTok și tu vezi așa body positive, stați-o lecuțică. Aici e boală, aici poate să aducă la consecințe foarte grave. Duce și controlează sănătatea, tu poți să oprească motorașul într-o bună zi. Și cumva și mă uitam chiar și în comentarii, știți, wow, sexy, yes, girl, you go, you, woo. Zic, ok, eu atât de mult iubesc să observ femeile, degetele, unghiile dacă sunt îngrijite, spatele, mâinile, că eu am complexul ăsta de mâini slabe și eu când văd o femeie cu spatele ăsta și cu mâinile astea așa drepte și cu picioarele lungi și slabe, eu e ca așa pot stau. Și eu am început de câțiva ani să văd frumosul în orice tip de femeie, și mai plinuță și mai slăbuță și foarte, foarte slab, pentru că toate ele sunt diferite și toate ele sunt atât de frumoase. Fiecare femeie are ceva. Nu e ca iziume în casă. Toate o avem. Eu îți dau un exemplu banal, s-a mai auzit asta, poți tu și îmbrăcată de sus până jos. Branduri, da, e ca așa. De aici până aici, ștetă. Și încă și câteva pachete la Louis Vuitton și Prada să ai pe tine. Dar dacă tu ești în tine gol și tu, în primul rând, nu știi cum să combini toată treaba asta, tu faci haină. Fața ta, emoțiile tale. Lumea, crede-mă, că uneori nici nu observă cum te ești îmbrăcată. Tu, în primul rând, cotezi. Poate că cresc, poate că devin mai femeie și vreau un pic. Plus, nu știu, și viața, de când sunt cu Roma și viața mea s-a schimbat. Eu vreau să arăt bine. Eu vreau să fiu frumoasă alături de el. Vreau să fiu feminină. Eu am avut câțiva ani când eram băiețaș. Eram, știam, gheboasă și mă îmbrăcam eu așa. Și nu știu ce s-a întâmplat în viața mea, că am zis, stop, Gabi, stai, până aici am mers. Hai să începem să ne facem unghiile, să ne facem părul, să ne aducem în ordine, să mai avem o fustă. Și ea că de acolo s-a pornit. Acum nu mă inspir nicăieri. Ce ești găsesc în dulap? Mi se primește să le combin, cu toate că eu oricum mă îmbrac simplu. Adică la mine n-ai să vezi cercei așa mari și corsete și tot pe corp. Nu, la mine cu cât mai larg, cu atât mai bine. Doamne ferește, eu rochi strâns pe corp. Asta se întâmplă odată în an. Și încă mă gândesc înainte de asta să ies din casă, să mă duc să-mi iau balahonul meu, cum spune tata. Mai ai să-mi plin balahonul, ești frumos, ai corp frumos, și îmi lința și ești pe tine. Eu încerc să nu... Pentru mine să fie exemplu, de cineva din actori. Pentru că ei în viața reală sunt diferiți, ei nu știe și noi suntem deprinși să-i vedem în film. Iată, îți dau un exemplu. Aici din Peaky Blinders. Cillian Murphy, caroci. El în filmul și el e, doamne ferește, adică e ca așa, știi, te uiți stăt 5 sezoane și zici că, oh, boșă, și scrii numele familia pe Google
Și să apare el în fiecare zi de zi cum arată omul. Zici, ok, haideți să ne întoarcem la film. De asta trebuie să ai, nu știu, știi cineva exemplu din viața reală, din viața ta, din oamenii pe care tu îi cunoști. Dar nu... Sora lui Roma. Da. Așa e o femeie foarte puternică. Eu n-am mai întâlnit așa femei ca ea. Și frumoasă, și puternică, și atât de inteligentă. Iată la ea aici învăța. Iată, ea chiar este un exemplu demn de urmat, de o femeie, în tot sensul cuvântului. Per general, în ultimul an, multe s-au întâmplat, și bune și rele. Anul ăsta m-am căsătorit cu bărbatul pe care îl iubesc. Și chiar niciodată nu m-am gândit, știi, că viața poate să se aducă așa niște, nu știu, surprize frumoase, oameni frumoși. Pentru că cumva am fost într-o perioadă din viața mea când ziceam că ei, nu știu, să mai fiu fericit, să nu să fiu. Și aici așa, babam, tu întâlnești omul care pur și simplu se întoarce lumea picioarele în sus, spre bine. Mereu am spus că niciodată nu am să fac un copil fiind într-o relație cu un bărbat de care nu sunt sigură. Pentru că eu vin dintr-o familie, hai să spunem așa, în care părinții mei au divorțat când eu eram micuță. Nu pot spun că am suferit sau am dus o viață foarte grea. Da, am unele traume, dar atât de tare m-a marcat pe mine situația asta că eu am spus că nu, copiii mei nu o să treacă pe ceea ce am trecut eu. Cu toate că, iarăși repet, eu am avut o situație foarte pozitivă și foarte bună. Părinții au fost foarte implicați în viața mea, dar totuși eu nu am avut tata și mama acasă alături. Eu n-am avut tata care, nu știu, să vină seara acasă și să-mi citească povești, să fie lângă mine. Și cumva eu tare mult timp am zis că nu, când am să fiu eu 100% sigură, să întâlnesc cu omul, să trăiesc câțiva ani cu dânsul și eu atunci să înțeleg că, băi, da, dar acum e momentul să faci un copil. Băi, da, cred că am ajuns acum când îmi doresc tare mult un copil, pentru că știu că o să fie bine la noi. Roma se ține mereu de cuvânt. Roma are grijă de mine. Și cel mai mult ce îmi place mie în relația asta, el este într-atât de înțelegător. El mi este cea mai bună prietenă. El mi este mamă. El mi este tată. El când trebuie mi este și soră și frate. Între noi nu există limitele astea de vai, nu, știi, el e bărbat și cu bărbații nu pot să discuți cu orice sau și femeie, că tu trebuie să fii hâtră, că nu trebuie tot, știi, nu. Între noi nu există așa ceva. Eu pot să fiu super deschis. Pur și simplu să-mi pun sufletul pe masă și să-i spun tot ce mă deranjează, tot ce mă doare, tot ceea ce se întâmplă în viața mea, chiar dacă e rău, chiar dacă e bun. Și Roma mereu să mă înțeleagă. Chiar dacă el poate să fie uneori critic, dar eu nu mă supăr, pentru că eu știu că el îmi vrea bine. Și este omul lângă care eu pun capul seara pe pierne. Și eu știu că eu sunt liniștită. Noi am vrut să facem nuntă inițial. Data de 16 era stabilită pentru a face nuntă, dar din unele circumstanțe noi nu am putut să facem nuntă, pe lângă pandemie și altele. Și cumva foarte mult cred, nu știu, nu că în cifre, dar păi, dacă am zis că atunci trebuie să fie, hai măcar să ne înscriem atunci, să nu schimbăm data asta. Am senzația că dacă eu schimb data asta, parcă ceva se întâmplă. Și eram foarte tristă, tata nu era alături, mama nu era alături, și scrum, eu nu vreau nimic. Uite, haidem să ne semnăm acolo repijor, gata, fără poză, fără noi doi, nu dacă nu o să fie, o să fie. La care Roma, bine, și... Într-o zi vine acasă, dar mie sora mea mi-a cusut un costum pentru înscriere. Și el se uită la mine și îmbracă costumul, fete frumoasă, noi am plecat. Eu m-am dus, m-am machiat la coafor, repijor, una alta, eu nu îmi imaginam că el pregătește ceva frumos. Zic, ok, poate o chemat frații, bunica, stăm la o masă așa de sărbătoare și mergem la restaurant și acolo... Dita mai decor și sărbătoare. Și da, am făcut această înscriere. Iată, dacă era și mama și tata, eu nu cred că nu să mai fac ceva. Era, pentru mine a fost destul ceea ce a fost. Doar cu familia și doar cu cei mai apropiați. Da, eu nu știu, mă să nu plâng. A fost tare emoționant, pentru că eu ok. Nu. Oamenii cei mai importanți, știi, n-au fost, dar o să fie. O să facem, o să fie bine.
lungă? Da. Deci, cum și-am menționat anterior, la mine părinții au divorțat când eram micuț. Și eu mereu am fost foarte recunoscătoare lor că ei au luat această decizie să se separe. Pentru că dacă ei ar fi trăit de dragul meu, eu cred că avem să fie urât de tot. Pentru că copilul e ca un burete. Fiecare cuvânt. Și noi trăim din amintiri. Și de obicei noi doar nu putem să ne aducem aminte. Nu e ca și-am mâncat eu ieri la amiază. Da? Nu, eu nu țin minte asta. Dar eu mi-aduc aminte emoțiile frumoase sau emoțiile foarte rele, neplăcute din care s-au întâmplat. Iată așa și un copil. El își aduce aminte de cele mai frumoase momente sau de cele mai urâte momente din copilărie. Și cele mai urâte momente apoi se transformă în traume pe care le ai când crești mai mare. Și tu nu înțelegi, păi, dar de ce eu nu pot să fac o relație? De ce la mine nu se primește aici cu băieți? De ce eu dau peste nebuni? De ce eu răbd ceartă, eu răbd, nu știu, bătaie, că nici cineva să mă jignească? Pentru că tu așa ai crescut, pentru că tu asta ai văzut când erai mică. Eu m-am maturizat foarte devreme, adică la mine mama a plecat când eu aveam 6 ani, ea a plecat în Italia. Și eu singurică, cosiță îmi plăteam, eu știam când, nu știu, să fac baie, lecții, ce să mă îmbrac a doua zi, să-mi calc, să-mi spăl. Adică eu cumva am fost un copil și în primul rând foarte înțelegător, pentru că eu niciodată nu mi-am permis să-i zic cu mama mea, dar de ce tu ești cu bărbatul ăsta? Sau lui tata, dar de ce tu ești cu dânsa? Eu nu vreau asta, nu. Eu atât de mult m-am bucurat, pentru că eu am fost și la nunta lui tata meu, prezent. Și era așa o zi fericită, eram clasa întâi și eu m-am dus la frizerie, ca acum țin minte, și ne-am ales rochie țin minte, m-am dus să fac bucle și toți mă întrebau, unde te duci la tata la nuntă? Fix așa și la mama la nuntă când am fost. Eram atât de mândră că, păi, mama mea e fericit, eu am meritat să fie fericit. Exact așa și tata. Nu știu, eu am o conexiune, asta cred că e în codul meu genetic. Eu, pentru mine, familia asta e sfânt. Nu se compară cu absolut nimic. Asta e cel mai puternic sentiment, asta e cel mai puternic persoane, nu familia. Și asta e mama, tata, sora, fratele, că eu am 4. Și deja e acum soțul meu. El tot face parte, iată, din cercul ăsta strâns a familiei mele. Pentru mine, cel mai, e că eu am câteva zile în viața mea pe care eu nu am să le uit și care sunt până la momentul, până la 27 de ani, ele sunt cele mai fericite. Asta e când s-a născut Artem și Michel, 2004. Când s-a născut sora mea, 2008. Și fratele meu, 2011. Și iată nunta mea. Iată, acestea sunt evenimentele cele mai fericite din viața mea. Și foarte des aud, sunt cazuri când părinții divorțează și copiii cumva foarte, eu nu mai vreau frați sau eu nu vreau ei să mă recăsătorească. Eu niciodată nu am fost. Eu nu cum am gândit numai la mine. Eu am vrut toți să fie împăcați și eu în genere pe viață sunt așa. Eu mereu cumva încerc pe toți să împac, să fie bine, să fie liniște, pace, nu cumva să ne certăm, să apară vreo chestie. Tata chiar ieri îmi spunea, o să termină atât, tu ce ești, mai Tereza? O să liniștești, tu nu poți să alergi să înșiești în igine și lui mama și lui frate și lui soră și lui bunică și lui deda. Liniștești, te gândești la tine în primul rând. Nu-ți lua asupra ta mai mult decât tu poți duce. Calm. Eu știu că tu ne iubești, dar asta nu înseamnă că tu trebuie să te rupi în zeci și pentru toți noi, pentru că tu ești una, dar noi suntem mulți în jurul tău. Eu chiar am fost foarte implicată în viața fraților mei și eu chiar cu tot sufletul i-am ajutat și am crescut și, iată, îți spuneam de câteva deți importante din viața mea. Eu am avut un vis. Un vis care pe alocuri îmi părea că, da, el o să se împlinească acest vis. Poate nu acum, mai târziu. Și am așteptat 10 ani. Mă rugam la Dumnezeu, vorbeam singură cu mine, zic, Doamne, mai repede să vină ziua asta. Și iată s-a întâmplat, iar mă emoționez, frații mei, pentru prima oară, după 10 ani, noi ne-am strâns toți împreună. Dar cât de mândră eram eu. Eu ieșeam cu ei și zic, Doamne, ce... E că asta e fericire. E că asta e sensul vieții. Nu, fericirea nu e bani sau lucruri materiale, e oameni. Eu știu, sunt omul care iau foarte aproape tot din
chiar dacă să-mi să spun un străin care mă întâlnește pe stradă, pe mine asta să mă afectez. E una când tu dai o părere. Păi, Gabi, tu n-ai scris cuvântul ăsta. Se întâmplă pe Instagram. Nu te-ai exprimat corect. Sau cuvântul ăsta în genere nu înțeleg niciodată l-ai luat. Eu nu mă supăr. Dar când tu treci la personal și mă faci așa, 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 în toate culorile, asta doare. Tu nu mă știi pe mine ca om. Tu doar nu știi cum sunt eu, cine sunt eu, cum am trăit eu. Voi sunteți deprinși să vedeți ce ieșivă de pe internet, pe Facebook, pe la știri. O jumătate asta de an am primit atâta hate, cred că atât am plâns și mi-a fost dureros. Eu zic, dar cu ce am meritat eu? Dar cu ce am meritat familia mea? Să fie spusă la atâta rahat. De ce voi atât? Voi doar nu știți situația. Vă v-a scris o știre? Hai, de să o găsim pe Instagram și să-i scrim. Să mori, să ieși, așa și mai departe. Nu, cum tu vrei că eu să reacționez? Și la urmă, ca eu să mă jelui cumva pe Instagram, să scriu, zic, încetați, vă rog frumos. Și tot din asta să fac o știre și încă și mai departe fiu niștii să mă îngroape așa, să sepe adânc, 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 adânc. E foarte ușor în zilele de astăzi să manipulez cu opinia publică. Iată eu, de exemplu, nu știu, am niște bani. Mă duc la Vasilică și îi spun, Vasea, scrie-te rog frumos o știre despre Petrică. Da, așa cum îți spun eu să o scrii. Ok? Poftim ți-ai banii, scrie. Dă-i o lecție să facem niște gălăgii, dă să îngrupăm omul ăsta până la capăt. Poftim. Și oamenii care stau pe Facebook, pe toate portalurile de știri și pe online în genere, lor numai asta și le trebuie. Și nu că ei ar avea ceva personal cu mine. Pentru că ei azi despre mine vorbesc, mâine să apară alt știri, mâine și hai și pe șela mai departe. Și eu nu înțeleg. Băi, eu tot nu sunt de acord cu multe chestii. Eu tot am Instagram, eu tot citesc știrile, doar că eu cumva, și sper că sunt foarte mulți al de mine care au capacitatea să înțeleagă că ceea ce tu vezi la televizor, ceea ce tu citești pe internet, da, Iuliuțică, asta e fix ca în istoria, Maria ne-a spus o istorie, eu am mai adăugat la mine, am trimis-o mai departe și ia ca așa până și-o ajunse pe internet. Gândiți-vă că, băi, în primul rând, tu când îmi scrii mie, eu nu vorbesc doar de situația care am avut-o eu recent, da, în ultima jumătate de an. Eu vorbesc per general. Când tu scrii că ești o proastă, sau că ești copil de bani gata, sau și cu linia asta la buză. Băi, oameni buni, stai leac, eu am avut operații la buză. Eu nu sunt copil de bani gata. Pe mine nu m-au luat cu avionul privat la Criuleni la maternitate și m-au adus în Londra sau în Paris. Eu am crescut ca toți copiii. Ce e că eu... Părinții mi-au oferit un pic mai mult decât la altcineva. Asta și mă faci? Copil de bani gata? Nu. Eu tot am lucrat. Eu tot am avut mereu buget limitat. Cu toate că părinții mei poate au fi putut să-mi ofere mai mult. Dar noi așa am fost educați. Eu când am vrut ceva de la părinții mei, eu trebuie să-i spun, tată, eu vreau telefon. Și el îmi spunea, ok, strânge jumate de sumă. După asta tu ai să vii la mine. Eu dacă azi pot să te ajut, eu astăzi dau ție încă jumate. Dar eu nu știu dacă tu până atunci ai să mai vrei telefonul ăsta, pentru că tu până ce ai strângi banii ăștia, tu nu prea ai să vrei să dai. Să iasă cei jele, pentru că tu ai să înțelegi cât de greu ei să fac. Și într-adevăr așa era. Știi, lumea le pare că dacă tu trăiești un pic mai bine decât cineva, gata. Lor le pare că-i Doamne ferește. Roman într-un interviu a spus o frază gen că Gabriela nu-i genul de fată care ia în brațe și du-mă la Paris. Doamne ferește, sunt început pe internet. Dar eu sunt omul care citește. Din păcate, eu încă am chestia asta, sunt și mut în comentarii. Și normal, e doar o văzut Parisul și o dată și 23 ori. Da, l-am văzut de două ori, odată cu școala la 17 ani și odată la 19 ani cu prietenii am fost. Și am trăit în șii, șăți, șept într-o cameră. Tu nu poți să te pui cu fiecare. Pentru ce tu trebuie să te consumi? Pentru că tu automat când intri, știi ce ați cu om, singurul timp de mizerie și de negativ. Eu nu sunt așa. Și eu am încercat să-ți spun că sunt tot foarte multe chestii cu care eu nu sunt de acord. Chiar și pe Instagram, chiar și cineva postează. Dar eu ce înseamnă? Eu să-i scriu? Sau să mă duc și să-mi fac un profil fals că să-i scriu? Niciodată. Eu nici de bine nu comentez și nici de rău nu comentez. Eu în genere nu zăcnic pe Instagram. Din partea mea să vezi, scuzați-mă fetele pe care urmăresc, să vezi un like sau un comentariu, asta e foarte, foarte rar. Nu sunt chiar atât de răi oamenii ăștia. Ei pur și simplu sunt prost informați. Atât.
Și încă o chestie faină. Dacă tu ai să dai omului, e ca, nu chiar cu Roma, la altă ieri vorbeam, și zic, Romă, uite-te că eu mereu când într-undeva, bună ziua, bună ziua, cumpăr ceva, nu știu, pâine, vă mulțumesc, să aveți o zi bună. Omul automat se schimbă la față. El de la așa, el zice, da, mulțumesc că dumneavoastră o zi bună. Nu, asta doar nu e greu. Nu e greu să dai un bună ziua, să-i spui mulțumesc. Să aveți o zi bună. Și tu ai să vezi cum automat omul altceva se plătește. Omul să răspunde exact cum tu cu dânsul. Și pur și simplu trebuie să fim mai buni. Iar mă bucur că am abordat tema greșelilor. Oamenii când spun, eu nu am regrete. Nu crede că nu am regrete. Oamenii spun că n-am regret pentru că ei știu că tot timpul înapoi doar nu mai întorci. Nu știu să mai spun eu că am regret, oricum nimic nu-ți poate de făcut. Dar crede-mă că fiecare dintre noi are regrete. Și să ne să fie dat nouă o șansă, măcar o dată în viață. Să ne spună, nu știu, Universul, Dumnezeu să spună, eu te întorc pe tine. Unde vrei să te întorci și vrei să corectezi. Crede-mă că fiecare om s-ar întoarce și măcar ceva ar schimba. De asta, da, eu am regrete. Dar eu știu că dacă nu erau ele, nu erau greșelile astea, n-aveam, nu știu, să mă formez eu ca caracter acum. Greșeli din astea stupide, că ne-a făcut un tatuaj, ne-a făcut buzele când eram mititic. Ei, da, sunt și iarăși nu poți întoarce nimic. După asta încă și consecință a fost. Greșeală că nu am ascultat de părinți când mi-au zis. Cu toate că părinții mei, știi, mereu, ei niciodată nu au fost impunători. Tu trebuie să faci așa cum noi ți-a spune. Nu. Ei puteau să-mi spună, uite-te, noi suntem de părerea că ar fi mai bine așa. Dar hai, du-te tu, dă cu nasul. Dacă n-ai nas să ajungă, mai întoarce odată, mai dă-te cu capul încă o dată de perete. Și când tu ai simți că de-am gata, te doare tare, tare și tu vrei de acolo să te duci, tu vrei să nu te mai lovești. Nu e că nu, tu numai atunci așa să înțelegi. Și eu am avut o perioadă din viața mea când tata tot îmi spune nu, copchilule, te rog, nu fă asta. Dar eu cum nu? Eu vreau asta să fac. Și eu fășiem și ani de zile am dat cu capul acolo. Am dat. Și la un moment dat m-am trezit. Am zis că băi, gata. Până aici am mers ostașul. Și acum știi? Mi-aduc aminte și zic, păi, câți ani pierdut? Sau pentru ce eu trebuie de pierdut atâția ani? Când timpul ăsta e cel mai scump și există în viața asta, nu-l poți cumpăra. Și atât e foarte important să nu pierzi degeaba timp, când nu mai dai înapoi. Am ajuns, am avut o discuție chiar cu părinții mei și zic, plin, de ce voi nu m-ați bătut? Nu, de ce nu m-ați bătut? Nu m-ați legat acasă de masă, de scaun? Și eu zic, când n-am făcut asta, ți-am dat voie să trăiești experiențele tale, alegerile pe care le-ai făcut. Pentru că dacă noi nu-ți dădeam voie atunci, nu aveai să vii acum și să-mi spui uite, eu am înțeles. Nu a trebuit plin. Ați avut dreptate. Eu sunt foarte înțelegătoare. Eu iert foarte repede. Mie îmi trece, eu pot să mă nervez pe moment și după care eu mă liniștesc și eu iert. În schimb, eu nu pot uita, din păcate. Eu nu pot uita. Eu te iert, da, eu poate te primesc înapoi în viața mea, dar rămâne acolo în suflet la prima ceartă, la prima chestie care ceva nu e ok, eu mi-aduc aminte. Și iarăși, depinde de situație. Pentru că dacă e un fleac, na, se mai uită. Dar atunci când îmi faci ceva cu adevărat dureros, noi, știi, ne învățăm pe greșelile proprii. Pentru că dacă noi ne-am fi învățat pe greșelile altora, am fi trăit într-o lume perfectă. De asta noi trebuie să dăm cu nas. O dată, două, trei ori. Până ce? Tu ai să zici, băi, stai aleac. Nu de câte ori tu poți să-ți faci optimism. Nu, hai un an, hai doi, dar... Am fost rănită, trădată, de prieteni. Tu ești foarte deschisă ca om. Iată, eu nu știu calitatea asta în mine e bună sau e rea. Unii spun că e bună, alții spun că e rea. Eu, într-adevăr, la oameni cu tot sufletul. Inițial, din start, din prima zi cum ne cunoaștem. Eu sunt foarte deschis și eu încep foarte repede să mă atașez de oameni. Și eu nu vorbesc doar de bărbați. Eu vorbesc chiar și de prieteni. Și eu cumva aștept uneori asta înapoi. Pentru că zic, păi, nu, eu doar... Eu e ca așa, na, inima mea, poftim, eu. Ia că tău. Ai grijă, pur și simplu, de ea. De sufletul meu. Și, știi, vine unul și se înfige un cuțet în spate și zice, da, deși, și-am făcut eu rău. Dacă și eu am greșit. Dar trebuie să faci concluzii. Tu accepți omul ăsta înapoi în viața ta. Pentru că omul când face ceva, crede-mă că el face conștient.
atâta timp cât el nu-i sub, nu știu, droguri sau l-a pus cineva cu desâila să facă ceva. Eu cred că asta e chiar și într-o situație, într-o relație, când bărbatul s-a dus și a înșelat prietena și îl vine înapoi și eu n-am făcut asta, nu, tu serios, tu ai făcut asta conștient. Și deja femeia este ea cea care trebuie să iau decizie. Eu te primesc înapoi, eu accept situația asta. Sau noi ne despărțim pentru că eu nu pot să trec peste situația asta, deci nu e vorba de iertare. Pe lângă iubire, eu aș avea tare mare grijă de un om ca mine. Eu iată așa, l-aș ține în palme ca pe un copil care trebuie tare, tare, tare ocrotit dacă aș întâlni un om ca mine. Cu aceleași trăiri, cu aceleași traume, probabil. Da. Așa. Ziua ideală? Asta când eu mă trezesc dimineață, fica este lângă mine, soțul este lângă mine. O sun pe mamă, știu că la mama tot e bine. Îl sun pe tata, știu că tata tot este bine. Să mănânc gustos. Să întâlnesc cu oamenii mei, să mă văd cu ei, la lucru să fie tot bine. Să fac ceea ce mi-mi place, pentru că eu din fericire am jobul care mie mi-aduce plăcere. Eu nu mă duc la lucru și uf, Doamne, iară. Mie mi-a spus părinții când era micos că când tu vei să te duci la lucru fericită și dornică să te duci la lucru, știi că tu ești un om fericit. Înseamnă că tu tot faci corect. Săptămâna trecută am plâns tare, dar tare că știi starea asta când tu ești... Când ți nu-ți vine a crede și tu plângi de fericire, dar asta e și un plâns de durere, asta e un plâns de... de eliberare, asta e un plâns de dor, de dragoste, un plâns de asta isterică, ne-a la tine așa tremură mâinile și tu într-atât de tare te emoționat și plângi încât ți-i să faci rău. Tu începi să te simți rău, pe tine te amețești capul și te dor toate organele. Iată așa eu am plâns. Săptămâna trecută. Pentru că, în sfârșit, l-am cuprins pe cel mai important bărbat din viața mea, care aștepta la fereastra maternității când mama mă năștea și striga, unde-i Gabi? Arătați-o pe Gabi! Unde-i căpuța mea? Pentru că el știe de la bun început că o să fie fetiță și el de la bun început știa că o să fie Gabi. Noi să avem o Gabriel. Iată, istoria mea. Sensul vieții. În primul rând, să păstrezi omul din tine. Iată în viață. Fii om. În primul și în primul rând, fii om. Și nimic nu e mai important decât familia ta. Familia ta este cetatea ta, care te va proteja mereu. Acolo unde tu te poți ascunde și iată, fă să fii bine în cetatea asta, rămâi om și o să le reușești cu toate în viață.